Bunjurică, dragii mei, bine ați venit în Grădina cu Idei. Acum eu vin cu o întrebare mare pentru voi. Ați mai văzut vreodată drac mort și broască înnecată? E bine, ăsta e cazul meu. Încetul cu încetul încep să-mi revin pentru că am fost la medic și mi-a dat un tratament destul de mare, destul de grosolan, să spun așa, în sensul că trebuie să fac de două ori pe zi aerosol ca să-mi curăț plămânii, pentru că se vede treaba că am avut ceva probleme la plămâni, un antibiotic foarte, foarte puternic și câteva picături care să mă lasă să pot să dorm noaptea. Deci, cu alte cuvinte, cu pași mici îmi revin. Așa încât nu pot să stau pe tușă, v-ați prins de treaba asta, așa încât astăzi am fost la cumpărături, să facem mici, mici cumpărături pentru zilele care urmează și evident că o să vă arăt și vouă ce anume am târgat. De astăzi nu se încheie așa de repede, probabil că pe parcurs o să mai facem și alte activități, asta în funcție de cât mă ține pe mine starea, cât mă ține pe mine euforia, dacă vreți. Așa că lăs vorbăra aia și haideți să vă arăt ce anume am târguit astăzi de la magnificul nostru magazin. Ok, astea sunt cumpărăturile. După cum vedeți, toate pentru toți am cumpărat. Ne-am axat în special pe ceea ce dorim noi să gătim în perioada asta de sfârșit de an. Nu uitați că o să, probabil că mâine o să mă lamentez puțin și despre anul 2023, care pentru mine a fost un an foarte, foarte greu, foarte dificil. Și haideți să începem. În primul rând am luat biscuiți, pentru că printre altele, eu am mai cumpărat și rândul trecut biscuiți, dar pentru că a ajuns Adrian acasă și el este mare iubitor de biscuiți, ea cam terminat. Așa încât am mai cumpărat încă două pachete, pentru că vreau să fac salam de biscuiți. Am în frigider și cacao și unt și tot ce îmi trebuie. Biscuiți din ăștia clasici, pe care și-a luat Teodora, alți biscuiți, ăștia sunt preferații lui Adrian, nu știu dacă voi vă aduceți aminte, dar când era el acasă, cumpăram foarte des biscuiți din ăștia și acum în cinstea lui am cumpărat acest pachet. Am luat ciocolată din asta umplută cu alune, de asemenea ciupercuțe pe care la fel vreau să le fac cu orez, nu știu, găsesc eu o variantă, și iarăși mâncăruri din astea vegane pe care și le-a luat Teodor. Astea sunt burger vegetali și astea sunt burger cu semințe de in și dovleac. Așa. Nu l-am uitat nici pe Kiko și am luat și noi două pachete din astea. Vreau să vă spun că el este super înnebunit după astfel de pliculețe. Păcat că au doar 16 grame. Îi dau unul dimineața și unul seara și el este foarte, foarte mulțumit. Și am uit cu atenție aici pe coperta acestui pachet. Parcă seamănă cumva cu Kiko. Cred că special pentru el a fost făcute aceste pliculețe. Așa, mergem mai departe. Aici avem brânzeturi, avem un calup din asta de brânză, de asemenea 6 felii de gouda, tot brânzeturi, evident, și pecorino romano, brânză gratugiată, brânză rasă, cum ar veni, pe care noi o folosim foarte mult, în special deasupra ochiurilor, condimentăm pastele, câte și mai câte utilități are această brânză rasă, răzăluită, dacă vreți. Nicu și-a luat un calup din ăsta pe care eu nu-l... E un spec stagionat, dar eu nu îl consum deloc, pentru că mie chiar nu îmi place. Teodora și-a mai cumpărat de asemenea și niște pixuri colorate, pentru că, na, ea fiind o elevă foarte studioasă, vă dați seama că ea consumă foarte mult pastă de pix. Așa. Biscuiți din ăștia italieni integral pe care și-a luat Teodora și-a luat și Adrian, da, din aia clasici. Am luat iarăși pasta sfolia, mile folie din asta, pe care vreau să le fac cu Nutella. Am văzut așa o rețetă și taman Nutella am uitat să cumpăr, așa încât trebuie neapărat să merg să-mi cumpăr un borcan de Nutella ca să fac la cuptor felia asta, deci pasta asta o întind așa, o pun deasupra Nutella și pun o altă pastă deasupra și apoi o tai în formă de brad. Am văzut rețeta asta pe undeva și trebuie neapărat să o încerc și eu.
Aici avem din astea nesănătoase, astea sunt nesănătoasele luate, prosciutto cotto, luat, după aceea am luat și, iată, spec, prosciutto crudo, tot felul de nesănătoșenii din astea. Astea sunt toate nesănătoase. Am luat usturoi, pentru că după amiază punem să facem piftie sau răcituri, așa mai pe românește spus, și o să ne trebuiască usturoi, roșii, nu prea mai aveam roșii, și am luat și această cutie cu un amestec de brânză cu măsline, zice, pe care la fel vreau să te folosesc pentru un aperitiv. Mai avem aici roșii în bulion, mai avem fasole, acolo avem lapte de secară, acolo astea două și lapte obișnuit, pentru că Adrian preferă laptele obișnuit și am luat aici niște vin pentru anul nou, pentru Revelion. Așa, cam astea sunt. Hai să vedem mai departe. Am paste, fuzile, rămăsesem fără fuzile zilele trecute și în viteză, ca să punem să facem să mâncăm, ne-am dat seama că mai erau foarte, foarte puține paste, așa încât astăzi am făcut aprovizionarea și ne-am luat paste să ne ajungă. Am luat și spaghetti, dar și fuzile. Apă minerală, am luat acolo apă minerală pentru că vreau să fac clătite. Deci, aparte de salamul de biscuiți de care vă spuneam că eu mă pricep să-l fac, na? Și clătitele sunt preferatele mele. Astea sunt dulciurile pe care eu reușesc să le fac cel mai bine, fără probleme. Morcov, am luat morcov mai mult pentru că o să ne trebuiască, așa cum vă spuneam, și la răcitură, ceapă. Iarăși am cumpărat un pomelo din asta. Ultima dată când am luat nu era așa de gustos, era cam uscat. Tura asta sper să fie mai bunicel. Am luat apoi iarăși niște morcovin ăsta răzăluit, pe care și pe el o să-l folosesc tot așa la un aperitiv. Am așa o idee, o sper să-mi iasă ideea pe care vreau să o pun în practică. Am luat banane, n-am mai cum mânca de nu știu când banane, dar sunt foarte gustoase. Când ți-e foame, o banană din asta știi cum te salvează. Dovlecei am luat, mere, am cumpărat și am mai cumpărat și chestiunea asta, piadina sau lipie, cum mi se mai spune, pe care la fel vreau să o transform într-un aperitiv. Da? Asta folosesc morcovii ăștia răzăluiți și diverse alte ingrediente. Da, cam astea sunt cumpărăturile. Non-alimentare, singurul lucru non-alimentar. Bine, acum, na, vă dați seama că și asta pentru Chico e considerat alimentar, pentru că, na, îl mănâncă. Am luat un detergent de rufe de la Lidl, așa. Nu mai aveam și am foarte multe rufe de spălat. Ok, dragi, astea au fost cumpărăturile. Rămâneți în continuare alături de noi, că și nu știe ce evenimente, surpriză se mai pot întâmpla pe parcursul întregii zile. V-am pupat! Aperitivele pe care tocmai le pregătesc, să știți că am folosit niște felii foarte subțiri de pâine, care aici în Italia se numesc tramezini, și le-am umplut cu brânză, cu morcov, cu prosciutto cotto, cu diverse alte umpluturi. După ce le-am împăturit bine, le-am înfășurat într-un celofan și le-am dat pentru câteva ore la frigider. Sunt niște aperitive foarte ușor de făcut și de foarte multă, să zicem așa, anvergură, foarte multă, au foarte un aspect foarte frumos atunci când sunt aranjate în farfurie.
Deci, dragii noștri, ne apucăm de făcut căsuță de tortă dulce. Trebuia să o fi făcut noi înainte de Crăciun, dar având în vedere că starea mea de sănătate nu mi-a permis, mai bine mai târziu decât niciodată. Așa. Eu și-am luat două. Una o fac eu și una o face Teo. Problema se pune cum ansamblăm noi toate șmecheriile astea. Și am pregătit deja aici cu ciocolată din asta, pe care o să o topim, probabil. Și mai avem și chestiile astea care sunt pentru, pentru să decorăm. Da? Și mai avem și altele, dar sperăm să iasă ceva din ingredientele astea. Așa că prima dată și prima dată o să punem la topit jumătate din ciocolata. Jumătate. E mult, oare? Păi nu sunt două? Sunt două căsuțe. Punem jumate și dacă mai trebuie, mai topim mâncăm pe urmă. Să mâncăm noi, nu? Bun, hai că ne apucăm imediat de ansamblat căsuța asta. Căsuțele, de altfel. Vedem care iese mai frumoasă. Sper să iasă a mea. Votați în comentarii. Da, să nu... în comentarii, da. Hai să ne apucăm, Teo. Thank you.
Bun. Bun, bun. Foarte bun. Am pus acolo ca să nu citești ingredientele. Da. Eu acum trebuie să pun acoperișul. Nu ai pus baza? Hmm? La care e baza? Ah, nu e baza asta. A, e adevărat. Era să pun de sort. Cam multă ciocolată. Da. Bine, cald și sunt. Nu vreau să mai au sus și poate totuși nu o să rupe. Una cu două. Asta trebuie făcut în șmecherile astea acum. Asta e să putem să faci aici. Deci să faci asta. Nu mă nervuzez. Da? Eu mi-a rendă. Nu? Nu mi-a sunt nicio brânză. Trebuie să nu abandonez așa cu una cu două. Da, uite ce... Încearcă cum e. Aleluia! Eu zic că asta e un eșec. Ia stai așa, oleacă. Vezi tu cum mă descurc eu mea. Mă iau un cuțet. Ultima dată când fac. Prima și ultima. Prima și ultima, exact. În picioare.
Da, acolo nu mai fac nimica. Gata. Gata, s-a terminat. Asta a fost eșecul nostru. Nu ne iese nici o brânză, mica. Mai încerc o dată. Dacă nu iese nici acum, aleluia. Să existe un secret. Trebuie să existe un secret. L-am făcut. Pentru că nu... Dragii mei, asta e treaba. Nu ne iasă căsuța de turtă dulce. Ne-am chinuit, ne-am răsușit, ne-am învârtit, am folosit ciocolată topită, miere de albini. Dar nu reușim, asta este, nu avem imaginație. Dar așa că aștept de la voi o sugestie. Cum faceți voi glasa ca să lipiți toate piesele astea? Că noi nu îi dăm de capăt. Și am ajuns la concluzia că în cele din urmă tot mai bun e așa. Adică nu mai construim, nu mai facem, mâncăm direct, adică tot acolo ajungem, nu? Așa că asta este. Dacă știți vreo rețetă de glasă, să glasăm, să ansamblăm căsuțele astea, eu v-aș fi recunoscătoare. Pentru că aș vrea să încerc și peste un an de zile, adică Crăciunul viitor. Așa încât, dacă aveți vreo sugestie, abia aștept să o notez. Și cam asta este. Așa că haideți și voi să mâncați cu noi o felii de asta de căsuță, de turtă dulce. Așa că asta este. Da, vedeți că am pus ciocolată, am pus mere, dar nu, nicio șansă. Ia să iau o gură, totul să văd dacă e bună. E cu ciocolată. Da, e bună. Dar cu ciocolată e și mai bună. Ciocolată e mai bună pentru că, dar să vă arăt. Încercați să fac acoperișul. Dacă vă uitați cu atenție pe masă la noi, pe lângă feliile astea de turtă dulce, masa e plină de ciocolată și miere de albini. Și scobitori, pentru că am folosit și niște scobitori. Mai ales cofan n-am făcut, așa că haideți la degustat turta dulce. A? Bună. Să putea și mai bună.